Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă, spune psalmistul, și mărimea Lui este nepătrunsă. Măreția și strălucirea sunt înaintea feței Lui, tăria și bucuria sunt în locașul Lui. Amin, așa să ne ajute Domnul, și tărie și bucurie să avem astăzi în prezența Domnului. Haideți să lăudăm și să dăm glorie Regelui Regilor, Domnul Domnilor. Dumnezeul nostru, pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Și le spunem: Tată, Fiu și Duhul Sfânt, te iubesc și te slăvesc. Tată Ceresc, te iubesc și te slăvesc. Fii glorificat.
glorificat în veci de veci. Scump pe Iisus, te iubesc și te slăvesc. Fii glorificat în veci de glorificat și în dimineața aceasta în mijlocul nostru și în viața noastră. Aș vrea să ne uităm în cartea Efeseni de la capitolul 2 și să ne inspirăm în rugăciune pentru dimineața aceasta. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa: har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voiei sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale, după planul pe care l-a alcătuise în sine, în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul, în Hristos, toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Ce mare har, și cuvântul har aș vrea să îl avem în minte în dimineața aceasta. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Tatăl și la Domnul Iisus Hristos, spune Pavel, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești. Aș vrea să venim înaintea Lui și să-L binecuvântăm pentru harul care ni l-a dat, pentru binecuvântările duhovnicești, viața veșnică care o avem în El, eliberarea de păcat, biruința asupra morții, care ne-a dat-o și nouă. Și spune, în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Ne rugăm și ne apropiem de Dumnezeu să ne sfințim și astăzi. Dacă va îngădui și ne va învrednici, ne vom apropia de El la masa Lui. Și vrem să cerem sfințenie în viețile noastre, pentru că pentru aceasta ne-a rânduit să fim sfinți. Nu doar mântuiți de păcat, nu doar salvați de la moarte veșnică, dar ne-a salvat să fim sfinți. În El avem răscumpărarea,
prin sângele lui iertarea păcatelor. Să-i mulțumim și pentru sângele curs la Calvar și pentru toate bogățiile pe care le-a răspândit peste noi din belșug, zice, prin orice fel de înțelepciune. Haideți să lăudăm pe Dumnezeu și în dimineața aceasta și să-i mulțumim pentru harul lui, pentru jertfa lui, pentru bogățiile harului, pentru planul lui minunat care l-a avut pentru noi. Mulțumim, Doamne. Mulțumim pentru slavă ție, Doamne. Da, să mulțumim. Amin, primește, te rugăm, Doamne. Amin. Amin. Amin, glorie ție, Doamne. Pentru harul care îl ai dat în această zi să fim în casa ta. Da. Mulțumim pentru toate binecuvântările care le binecuvintez, atât binecuvântări cerești, cât și binecuvântări pământești. Mulțumim, Doamne. Doamne, venim să-ți mulțumim pentru dragostea mare care ai avut-o față de noi. Ai dat jertfă de răscumpărare pentru păcatele noastre. Da, Doamne, mulțumim. Fiul Tău prea iubit, Slavă. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Da. Amin. 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 Doamne, și eu vreau să-ți mulțumesc că ai dus mântuirea până la capăt pentru fiecare mulțumim dintre noi. Ne-ai mântuit și ne-ai răscumpărat și ne-ai dat un nume nou și ne-ai dat un țel nou, acela de a fi sfinți prin sfințirea lucrată de Duhul Tău. Ajută-ne, slăvim numele Tău și astăzi în casa Ta de rugăciune și ne închinăm cu bucurie. Amin. 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 Mulțumim. Ajută-ne, Doamne, te rugăm. Amin. Amin, slavă ție, Doamne. Mulțumim, Doamne, slavă ție. Slavă ție, Doamne. Mulțumim.
Continuăm să ne rugăm și mijlocim pentru cei din casele noastre nemântuiți, ca Dumnezeu să le arate har de mântuire. Și în ziua de astăzi, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să-i cerceteze și să le vorbească și să miște inima lor și să se întoarcă la Dumnezeu. Veniți cu credință înaintea lui Dumnezeu. Mare putere are rugăciunea fierbinte al celui neprihănit, spune cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, ne rugăm ca Dumnezeu să dea har și celor care trec prin încercări, din diferite feluri, încercări prin boală. Ne rugăm ca Domnul să se îndure de ei. Știm pe cei care sunt din biserică, sora Cati, ne rugăm ca Dumnezeu să-i dea în continuare vindecare totală, sora Nina, sora Maria Sein și cei pe care îi mai știți, vă rog să-i aduceți cu numele înaintea Domnului. Și de asemenea să ne rugăm și pentru momentul când Dumnezeu ne va vorbi astăzi prin cuvânt, ca acest cuvânt să își poată face lucrarea noi și în ziua de astăzi. Te rugăm, Doamne, dă-i putere. Amin, îndură-te, Doamne. Amin, te rugăm. Amin, te rugăm, Doamne. Amin. Amin. Slavă ție. Da. Întărește, Doamne, fiule sprijin. Amin. Amin. Doamne, vreau să-i aduc înaintea ta pe cei din familia mea care nu te cunosc pe tine. Îndură-te, Doamne. Te rog să cercetez pe Bogdan, Doamne. O, Doamne, ai milă. Mă rog să cercetez pe Julia și familia ei. Ai milă. Mă rog pentru Miriam să cercetez și pe ea. Te rugăm, Tată. Vreau să mă rog, Doamne, și pentru cei care sunt bolnavi și au fost amintiți aici. Da. Pentru sora Cati, te rugăm să-i dai vindecare de plină. Amin, te rugăm. Mă rog, Doamne, pentru sora Maria și să-i ușurez, Doamne, durerile ei. Da. Mă rog, Doamne, pentru sora Nina să-i dai sănătate de plină. Te rugăm, da. Mă rog, Doamne, să te atingi și de fratele Marcel. Amin. Și de toți ceilalți care noi știm, Doamne, și poate că suferă și nu știm. Știm, Doamne, că la Tine este scăpare și la Tine este vindecare. Amin. La Tine este putere, Doamne. De aceea apelăm la mila și la dragostea Ta și în mântuire și în vindecare. Și în dimineața aceasta te rugăm să vindeci pe cei care sunt bolnavi spiritual. Amin, și sunt atâția, Doamne, în jurul nostru. Ne uităm la societatea în care trăim, la națiunea aceasta care se departe atât de tare cu pași repezi de Tine, Doamne. Amin. Și parcă nu se poate face nimic. Noi știm că Tu ești în control și poți interveni și la nivelul conducerii țării. Doamne, te rugăm să intervii și să binecuvintezi țara în care ne-ai așezat. Amin. Și ajută-ne, Doamne, să fim cetățeni demni de Dumnezeul pe care îl reprezentăm. Și în primul rând ajută-ne să fim sfinți după cum Amin. Tu ești sfânt. Binecuvântat să fim veci. Amin. Aș vrea să mai amintim în rugăciunile noastre tinerii care sunt plecați la camp în Colorado. Dumnezeu să-i binecuvânteze acolo, să le dea har, să le facă chemarea la lucrare și ei să răspundă afirmativ chemării Domnului, să-i ocrotească pe toți acolo și să-i aducă cu bine acasă. Ne rugăm pentru lucrarea
de la VBS, care va începe în 2 săptămâni. Ne rugăm pentru copiii care vor veni și știm, copiii sunt ca un burete, așa absorb informația și lucrurile noi. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să biruiască și în inimile lor. Sunt mulți copii care s-au înscris. Dumnezeu să se îndure de ei și să lucreze la inima lor. De asemenea, ne rugăm și continuăm să ne rugăm pentru Ucraina. Dumnezeu să se îndure de zona aceea, de oamenii care strigă după ajutor înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să le vină în ajutor. Haideți să venim înaintea Domnului. Îndură-te, Doamne, te rugăm să fii milă, Doamne. Îți mulțumim. Te rugăm, Doamne. Amin. Amin, te rugăm. Da, Doamne, îndură-te de ea. Îndură-te, Doamne, te rugăm. Te rugăm, Doamne, întărește, fii sprijin și ajutor. Îndură-te, Doamne. Doamne. Amin. Da, Doamne, te rugăm. Te rugăm, Doamne, vorbește-le. Da, Doamne, te rugăm. Amin, te rugăm. Amin. Amin. Mulțumim. Mulțumim, Doamne. Amin. Amin. Ce dar Iisus Salvatorul,
slăvit să fie El. Ne așezăm. Mulțumim Domnului pentru încă o zi, o zi de har în casa Lui. Amin. O zi de har în care putem să-I cântăm. Avem voci și înseamnă că avem sănătate. Avem putere să stăm în prezența Lui și asta este un har de la Domnul. Domnul să ne întărească și să ne binecuvinteze. În așa fel, închinarea adusă Lui să fie o închinare în Duh și în adevăr. Amin. Mă bucur să fiu acasă din nou. Săptămâna trecută, weekendul trecut, am fost la Houston, Texas și am vizitat bisericile de acolo. În mare parte am fost la Biserica Bethesda, unde pastori sunt fratele Teo Suciu și Marius Măduța. Fratele Marius a fost la noi la biserică și am răspuns invitației după 2 ani de COVID. Acum COVID-ul nu se mai vede, așa, numai se aude. Ei vă transmit salutări și de asemenea celelalte biserici și păstori pe care i-am întâlnit, fratele Beniamin Câmpian, fratele Nelu Știr. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe ei acolo și pe noi aici. Și întotdeauna mă laud cu dumneavoastră și cu zona în care stăm. E frumos la Charlotte. Domnul să ne binecuvinteze și pe noi aici și pe ei acolo. Fratele Liviu este plecat la rally în dimineața aceasta. Ne rugăm Dumnezeu să-l binecuvinteze și la plecare și la sosire și investirea cuvântului. Familia Todică Morcan sunt cu noi de la Myrtle Beach. Domnul să vă binecuvinteze. Fiți bineveniți și, așa cum spunem de obicei, să fie pentru dumneavoastră locul acesta o casă, departe de casă. Așa cum ne-am rugat, parte din tinerii noștri sunt pe drum în călătoria lor spre Colorado, împreună cu Chris și cu Flavia și copilașii. Domnul să-i binecuvinteze. La Colorado, în fiecare an, este campul acesta în care merg sute de tineri și ne rugăm ca să vină cât mai mulți de acolo mântuiți. Să binecuvinteze Domnul vestirea cuvântului și pe cei care fac lucrul acesta. Este o organizare grea, vin tot felul de tineri din toate părțile și sunt mulți voluntari care folosesc timpul acesta să se investească în a vesti cuvântul la adolescenți și la tinerii care sunt acolo. Toată săptămâna viitoare vor fi acolo și în weekendul viitor se vor întoarce. Domnul să îi păzească și pe ei acolo. Amin. Vacanța biblică de vară, suntem aproape, iulie 18 până în 22, în fiecare seară, de la 6 la 8 și jumătate. Mulțumim la voluntarii care deja v-ați înscris. Încă mai este nevoie, dacă mai vreți să vă faceți timp în privința aceasta, și la învățători și la slujitori cu masa, cu organizarea, cu curățenia. E nevoie și de frați, să nu vă gândiți că nu e locul dumneavoastră numai surorilor, trebuie duse lucruri în stânga și în dreapta și haide să facem o slujire frumoasă și în privința aceasta, slujirea copilașilor din biserica noastră și nu numai. Avem nevoie de o armată de oameni care se roagă și pentru lucrarea aceasta și faceți atunci când vă puneți pe genunchi și vă amintiți, nu este prea devreme pentru un copilaș să-și predea viața Domnului dacă reușește să păcătuiască la aceeași vârstă. Așa că o predare de vreme este o binecuvântare și, așa cum spunea fratele Ghiță, ei sunt ca un burete care absorb totul și ne rugăm ca Domnul să lucreze și în inimioarele copiilor care se vor fi la vacanța biblică de vară. Amin. Ieri ne-am întâlnit la rugăciune cu bărbații și au venit și câteva surori. În următoarea perioadă vrem să remodelăm puțin sanctuarul bisericii. Probabil, dacă nu se termină într-o săptămână, o să ne adunăm jos o duminică. Încă nu știm exact datele, îl așteptăm și pe fratele Slavic să vină acasă. Vor fi câteva modificări și înfrumusețare a locului acestea de închinare. Pentru toți cei care știți să bateți cuie sau să faceți ceva, să luați legătura cu mine și cu fratele Slavic, cu fratele Liviu și cu ceilalți frați care se ocupă, fratele Raul.
și alții. Haideți să facem și din proiectele acestea ale bisericii o plăcere și o binecuvântare. Ce frumos este să slujim împreună și să facem casa Domnului cât mai frumoasă, pe principiul un pic mai frumos ca acasă. Facem lucrul acesta. Au trecut 12 ani de când ați construit cu mare greu și fiecare cui, fiecare colț îl știți dumneavoastră, însă este timpul ca și noi ceilalți care am venit un pic mai târziu să punem mâna și tot ce avem noi în așa fel încât să facem locul acesta și mai primitor pentru noi, dar în primul rând un templu sfânt pentru Domnul și ne rugăm și pentru lucrul acesta. Haideți să continuăm închinarea noastră. Sora Mariana a pregătit o poezie pentru cină și ascultăm poezia, apoi vom cânta cântarea și vom asculta cuvântul Domnului. Poezia este scrisă de fratele Valentin Popovici și este o rugăciune a dânsului și este și o rugăciune a mea. Și așa de mult doresc ca să fie și rugăciunea dumneavoastră. Aprinde, Doamne, focul sfânt pe altarul vieții mele, primește arderea de tot întinsă pe nuiele, în inimă și în dorul meu și în toată a mea ființă, vreau Duhul Tău să-L simt mereu, că-și face locuință. Nu sunt decât un vreas uscat când nu Te am pe Tine. Aprinde, Doamne, focul sfânt și pune viață în mine, un far luminător să fiu și în mâna Ta făclie. Aprinde, Doamne, viața mea ca rugul în pustie. Prea mult pământ am adunat în sacii de pierzare, că nu mai pot să adun nici har, nici binecuvântare. Iisuse, arde în mine tot ce-i zgură și mândrie și să rămână dragostea și sfânta-ți bucurie. Am tot zidit, dar fără rost, nimic nu stă în picioare, căci am zidit cu trestie și fără valoare, să arde în mine tot ce nu scomori adevărate și să rămână aurul nădejdilor curate. E totul deja pregătit, dar nu e foc pe altare, și jarul nu vreau să-mi iau din lumea de pierzare. O, Duh preasfânt, primește-mă ca jertfă sfântă vie. Adu în mine foc din cer, de har și de tărie. Pe un vârf de munte, pe Carmel, aștept și azi trezirea. Văpăi și mistuiri cerești să ardă putrezirea și să se vadă în mine un foc al dragostei divine, că am fost cu Tine răstignit și că trăiesc prin Tine. Aprinde, Doamne, focul sfânt pe altarul vieții mele, primește arderea de tot întinsă pe nuiele, în inimă și în dorul meu și în toată mea ființă, vreau Duhul Tău să-L simt mereu, că-și face locuință. Amin. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune. Ne rugăm ca și astăzi cuvântul lui Dumnezeu, legea Lui, să aducă înviorare sufletelor noastre și să ne dea înțelepciune tuturor. Haideți să ne ridicăm, ne apropiem și venim cu această rugăciune. Doamne, ne-am adunat înaintea Ta ca și fii și vrem ca acest cuvânt pe care Tu ni-l aduci să-l primim și lăsăm să lucreze în inima noastră. O, Doamne, aici ne-am adunat ca fiind înaintea
ta. Cuvântul tău ce mi l-ai dat, cu dracu' asculta. Urechi și inimi să deschizi atunci când ne să deschidem Sfânta Scriptură. La Matei, capitolul 26, citim de la versetul 26. Matei 26, de la versetul 26. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului cel nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Amin. Doamne, te rugăm să continui să lucrezi în noi și în timpul care ne stă înainte sfințirea prin cuvânt. Am vrea, Doamne, să cobor cu Duhul Tău și peste mine și peste ascultători, ca toți împreună să fim zidiți, în așa fel încât să mergem bucuroși acasă că Tu ne-ai vorbit. Vorbește, Doamne, că robii Tăi ascultă. Amin. Luați loc. La timpul de VBS, anul acesta, s-a hotărât să călătorim împreună cu Domnul Iisus Hristos în ultima săptămână în Ierusalim, în piețele din Ierusalim și pentru cei care încă n-ați fost în Israel, vreau să fie o provocare și o imagine până când veți ajunge. Amin? S-au redeschis granițele și nu mai sunt restricții atât de mari acolo, așa că cine știe, poate reușim să punem de o vizită, de o excursie, altfel decât celelalte sau o vacanță în Țara Sfântă. Mi-aduc aminte că atunci când era gata să aterizăm, ne spunea de la microfonul avionului că mai aveți 10 minute până când veți ateriza pe Pământul Sfânt și parcă te trec fiorii. Este o binecuvântare să putem, încă să mai avem ocazia să vizităm locurile acelea. Așa în dimineața aceasta însă să mergem mai adânc înspre ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână în viața Domnului Iisus Hristos și să ne uităm puțin dintr-un anumit punct de vedere, poate diferit, la cina Domnului, la masa Domnului și dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, originea îi aparține Domnului Iisus Hristos și dacă deschideți cu mine, după ce am citit partea din Matei la Marcu, 14 cu 22, Luca 12 cu 14, este descris momentul acesta al ultimei părtășii intime pe care Domnul o are împreună cu ucenicii. Cina Domnului își are originea acolo. De obicei noi citim la cină 1 Corinteni 11 și
Pavel îi mustră pe corinteni, vă adunați la oaltă, fiecare se grăbește să mănânce mai devreme, unii mai mult, depinde cât au fiecare. Și motivul pentru care Pavel face lucrul acesta este tocmai ca să-i atenționeze. Cina Domnului a avut un alt scop. Oamenii aceștia au amestecat lucrurile, lăsând partea spirituală la o parte și concentrându-se spre ceea ce le cerea trupul lor, aceea de a mânca, de a avea starea aceasta. Însă trebuie făcută foarte bine diferența între cina Domnului și o masă obișnuită. Nu ne adunăm la masa Domnului doar din obișnuință. Pavel spune, atunci când vă adunați la oaltă, să fiți atenți la detalii, să nu fie relații stricate, să nu vă adunați la oaltă să vă faceți mai răi, ci mai buni, să nu fie relații stricate cu Domnul, să nu fie păcat, ca să nu fie spre o sândă, să nu fie ceva care l-ar împiedica pe Dumnezeu să-și facă lucrarea desăvârșită în timpul cinei. Și o să trecem mai târziu punct cu punct ce înseamnă cina Domnului, așa cum o prezintă Domnul Iisus Hristos. Deci cam aceasta este originea cinei Domnului. El, Dumnezeul nostru, Domnul Iisus Hristos, a instituit-o cu scopul de a ne aduce aminte, de a privi în viitor. Spune, nu voi mai bea cu voi din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui, în împărăția cerurilor. Unul dintre evangheliști schimbă puțin ordinea, spune, a luat paharul, l-a împărțit între ei, apoi a luat pâinea și din nou a luat paharul. De ce? Semnificația paharului era semnificația dăruirii vieții Domnului Iisus Hristos pentru ei și pentru noi astăzi. Vinul simboliza sângele scurs al Domnului Iisus Hristos. Pentru noi, pentru participanții la masa Domnului, este un timp extraordinar și Pavel spune să aveți grijă atunci când vă adunați la oaltă, să faceți lucrul acesta cu un scop foarte clar, acela de a vesti moartea Domnului până va veni El. Cina Domnului nu este un eveniment ascuns. Se adună câțiva oameni separați să nu vadă nimeni. Este intim, dar este public. Biserica îl face public și în fața celor care nu sunt mântuiți, care nu și-au predat viața Domnului. Sunt copiii noștri care cresc în biserică și văd lucrul acesta. O facem ca o mărturie, aceea de a ne smeri înaintea Domnului și a vesti moartea Lui până va veni El, ca și mărturie în fața celorlalți. Să facem lucrul acesta cu scopul de a arăta și celorlalți ca să vadă cât de important este lucrul acesta. Oare de ce se pune atât de mult accent pe cina Domnului? Credincioșii din primele veacuri, bisericile din primele veacuri sau un secol, două mai devreme, obișnuiau să ia cina în fiecare duminică. Pe bază versetului care Pavel îl spune, nu vreau să știu altceva între voi decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit, dumă la Golgota. Și era întotdeauna sentimentul acesta al imaginii prețului plătit de Mântuitor în locul nostru. Vedeți, spune Domnul, a luat o pâine, a luat pâinea, a mulțumit Tatălui și le-a împărțit-o între ei. Era o acțiune fizică, nu era numai o acțiune spirituală. Acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Aceasta este jertfa care se dă pentru voi. Sau cu alte cuvinte, prin jertfa mea, spune Domnul Iisus Hristos, se va pune capăt tuturor jertfelor. Toți cei care vor crede însă în jertfa mea, a trupului meu, vor avea parte de viața veșnică. Își vor aminti de lucrul acesta, pentru că odată pentru totdeauna mielul a fost jertfit. Asta este mesajul, acesta este mesajul pe care îl dă Domnul Iisus Hristos. Spune, tot așa a luat și paharul și a spus, acesta este noul legământ care îl fac cu voi. Atunci când beți din paharul acesta, să știți că eu mi-am dat sângele pentru voi, să faceți
lucrul acesta spre pomenirea mea. De aceea, dragii mei, ori de câte ori avem cină și predic la cină, insist pe lucrul acesta. Nu este locul și timpul în care să nu luăm cina, pentru că avem probleme. Este timpul și locul în care să rezolvăm problemele și să luăm cina. În Scriptură, Pavel spune, așa să mănânce și să bea. Este ușor să spui, știi ceva? Nu iau cina duminică, nici mă duc să nu mă vadă frații că stau jos, nu-i așa? Mai bine stau acasă că m-am certat cu cineva și nu mi-am rezolvat problemele. Dragii mei, să nu păcătuim împotriva Domnului. Haideți să ne pocăim, haideți să ne sfințim, haideți să ne iertăm, haideți să ne cerem iertare. Sunt multe relații stricate între pocăiți. Nu spun numai de locurile vizitate. Oameni care nu-și vorbesc. Se împart biserici și fiecare în colțișorul lui ia cina, bine, mersi, totul se întâmplă ca și cum n-ar fi nimic. Am stat de vorbă cu cineva recent și le-am spus, mă tem să nu faceți lucrul acesta spre o sândă. I-am întrebat, cum puteți lua cina când nu vă vorbiți? În Biblia mea scrie foarte clar. Dumnezeu ne va ierta păcatele așa cum le iertăm și noi celorlalți. În Biblia mea scrie atât de clar că dacă ai pe cineva și nu l-ai iertat pe pământul acesta, să fii atent. S-ar putea să n-ajungi acolo dintr-o piedică pusă de frații. Să fim atenți la lucrurile mărunte. Sunt așa de multe relații stricate. Și Pavel atenționează să nu cumva să vă adunați la oaltă, să vă faceți mai răi și să nu vă faceți mai buni. Dă doar exemplu acela cu mâncatul, fiecare se grăbește să ia masa. Masa Domnului este un timp de avertizare și este un timp de cercetare, este un timp de cerere de iertare și este un timp de iertare. Și Doamne ajută-ne în privința aceasta. Am fost la o biserică, n-am știut care sunt obiceiurile acolo, chiar după ce am fost ordinat în lucrare și eram la masa Domnului și s-a ridicat conducătorul bisericii și a spus, acum este timpul ca să cei care avem relații și probleme să mergem de la unii la alții și să ne cerem iertare și apoi să venim să luăm masa. Nu știu dacă a fost un obicei sau a fost un moment, mi s-a părut transparent și frumos. Domnul Iisus Hristos a pus atât de mult accent pe relații. Și dacă vă uitați în contextul în care suntem noi, în care am citit, nu cu mult timp înainte, a apărut o discuție între ucenici care să fie cel mai mare. Și Domnul le spune două lucruri. Cel mai mare dintre voi să fie cel mai mic, slujitorul tuturora. Și al doilea lucru, vor ști oamenii că sunteți cu adevărat ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru ceilalți. Punct. Și parcă de aici încolo nu mai încape nimic. Totul se rezumă, de fapt, spune Domnul Iisus Hristos, toată legea se rezumă la un singur lucru, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Să avem grijă la detalii. Este o acțiune fizică care o facem atunci când venim la masa Domnului și trebuie să ne pregătim. Mai mult decât atât, cina Domnului înseamnă o pregătire a minții noastre. De ce? Pentru că vin acolo și conștientizez că stau în fața mesei Domnului și vestesc moartea Domnului. Și fac lucrul acesta, de ce? Cu scopul de a mă sfinți. Este nevoie de curățire a minții atunci când venim la masa Domnului, mai mult decât altă dată, mai mult decât în fiecare zi, mai mult și mai atent. Și imaginea desăvârșită, dacă pot să spun așa, a pregătirii pentru masa Domnului era momentul în care marele preot intra în Sfânta Sfintelor și legat cu funia de picior, dacă cumva avea un păcat, avea ceva care l-ar fi condamnat, Dumnezeu spune că l-o omora acolo, să aducă jertfa. Mai mult, imaginea aceasta ar trebui să fie pentru noi un moment în care ne cercetăm atât de adânc și spun, acum mă duc să stau la masa Domnului, haide să încurăț mintea,
să fie întreagă a Domnului. Și în felul acesta inima va fi întreagă a Lui. Este, bineînțeles, și acțiunea aceasta spirituală, văzând ce a făcut Domnul Iisus Hristos, spune, mergeți cu gândul acesta, mergeți cu atitudinea aceasta, ca voi, atunci când mâncați din pâine și beți din pahar, nu numai că vestiți moartea Domnului până va veni El, dar trăiți o realitate a schimbării, a pasiunii. Cina ar trebui să ne dea imboldul pentru fiecare lună a pasiunii pentru Domnul Iisus Hristos, a înțelegerii mai adânci a jertfei Domnului Iisus Hristos. De ce spune expresia aceasta? Suntem părtași la trupul și la sângele Domnului. Le spune Domnul, voi sunteți acum părtași la trupul meu, parte din binecuvântarea aceasta. Dar în ordinea aceasta pentru noi, aș vrea să rămânem cu câteva lucruri foarte clare. Cina Domnului este o aducere aminte. Și am citit în pasajul acesta pe care l-am rostit înainte. Fiecare dintre noi spune să facem lucrul acesta pentru pomenirea Domnului Iisus Hristos. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Să ne amintim de Domnul Iisus Hristos. În umblarea noastră, în umblarea credinței noastre, de foarte multe ori, parcă îl lăsăm pe Domnul Iisus Hristos la o parte, ne preocupăm foarte mult de noi înșine și spune Domnul Iisus Hristos, aveți grijă când umblați, să umblați cu Iisus și ca Iisus. Dar în momentul acesta, cina este o aducere aminte a jertfei Domnului Iisus Hristos, a mântuirii, a ceea ce este pentru noi viață sau moarte, a ceea ce înseamnă pentru noi veșnicie asigurată, a ceea ce înseamnă pentru noi sfințire și trăire în prezența Lui. Să ne aducem aminte de jertfa Domnului Iisus Hristos, ori de câte ori stăm la masa Lui. Cina Domnului, mai departe, dacă ne uităm în cuvânt, este o proclamare și spune că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți sau proclamați moartea Domnului până va veni El. Atunci când stai la cină, proclamă încă o dată moartea Domnului și învierea Domnului până va veni El. Să facem lucrul acesta și un scop din a-L proclama pe Mântuitorul și pe Domnul și viața Lui și moartea Lui. Acesta este unul dintre motivele pe care sau din cauza căruia luăm cina. Să proclamăm, spune, vestiți moartea Domnului. În Vechiul Testament, atunci când Dumnezeu le poruncea israeliților o sărbătoare, spune, vestiți sărbătoarea aceasta în cinstea mea. În prima duminică a lunii, biserica din Charlotte vestește sărbătoarea aceasta a morții Domnului Iisus Hristos în cinstea Lui. Noi, fiecare dintre noi, vestim, proclamăm moartea Domnului. De ce? Prin ea avem viață. Cuvântul însă ne spune mai departe și dacă vă întoarceți cu mine la 1 Corinteni 11, Pavel spune, este o reflecție, o atenționare, să avem grijă fiecare dintre noi, pentru că oricine mănâncă pâinea sau paharul Domnului într-un chip nevrednic, va fi vinovat. Să fim atenți. De ce am spus la început, o pregătire atentă atunci când vii la masa Domnului este necesară, este o zi specială, e diferită. Poate ați văzut și dumneavoastră sau vedeți de obicei pe social media sunt unii care și-au pierdut pe cei dragi și se împlinește un an sau doi sau trei și este regretul acela. Este un moment de reflecție. Este un moment de plâns, este un moment de cercetare. Domnul spune, ori de câte ori faceți lucrul acesta, să fie un moment de cercetare și de reflecție, în așa fel încât voi să realizați ce am făcut pentru voi la Golgota. A uita de Golgota înseamnă a uita esența
sărbătorii, esența mântuirii, esența a ceea ce a fost Domnul Iisus Hristos pentru fiecare dintre noi. Spune cuvântul să continuăm în felul acesta reflectând părtășia noastră, comuniunea aceasta. Vedeți, expresia în sine îmi place, comuniune, avem ceva împreună cu Domnul, stăm la masa Lui, nu masa aceasta, ci spiritual vorbind, stăm în prezența Domnului în dimineața aceasta. Să fie o reflecție în viața noastră a fiecărei, o atenționare, o aducere aminte, o proclamație a ceea ce a făcut Domnul și o reflecție. Și apoi ne spune cuvântul că cina Domnului însăși aduce unitate. Vedeți, uitați-vă la contextul nostru pe care l-am citit. Era un moment în care mâncau, luau cina. Spune, pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine. Dintr-o dată le-a schimbat atenția dinspre ceea ce făceau ei înspre El. Spune, a binecuvântat și a frânt-o. Binecuvântarea pâinii și frângerea ei era un moment pentru ei extraordinar. Când l-au cunoscut ucenicii în drumul spre Emaus pe Domnul, momentul acela e unic, frângerea, atunci lui s-a deschis ochii. De ce? Frângerea pâinii pentru Domnul semnifica ceva. Frângerea trupului său. Pentru ei trebuia să însemne frângerea trupului său. Ori de câte ori se întâmplă lucrul acesta, ori de câte ori facem lucrul acesta, haideți să venim cu această certitudine că este Domnul și aduce unitate. Mai departe spune cuvântul, în versetul 29, vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Era un moment în care Domnul Iisus Hristos, unitatea aceasta care este în El, era direcționată înspre ceva. Oamenii erau concentrați înspre viața veșnică, momentul acela extraordinar. Vedeți, trăim pe pământ unde bolile, problemele, despărțirile sunt groaznice. Nu știu dacă există un lucru mai urât decât moartea pe lume. Nu există, nu. Să știi că cineva a fost și nu mai este, să știi că a fost acolo și nu mai vezi. E greu. Dar există pentru biserică, momentul acesta spune Domnul, schimbați-vă gândirea. Este doar o trecere înspre un moment extraordinar în care noi vestim moartea, dar cu scopul unic a unității care ne aduce viața veșnică care ne este dată în Domnul Iisus Hristos. O speranță care nu se poate veșteji, spune Sfânta Scriptură în privința aceasta. În final, înainte să ne apropiem de masa Domnului, aș vrea să închei cu exemplul acesta a unui om care a privit în viitor la ceea ce va însemna Domnul Iisus Hristos pentru el. Avraam, un om atât de bine cunoscut de noi, un om chemat de Dumnezeu și am ascultat predica fratelui Liviu de ziua taților, ce a însemnat chemarea lui Dumnezeu pentru Avraam și investiția pe care Avraam a făcut-o în copiii lui. Dacă ne uităm la Avraam, au fost 4 locuri foarte importante pentru el în călătoria lui cu Domnul. Chemarea care i-a fost făcută lui Avraam să plece din Haldeea în Canaan și Dumnezeu îl va binecuvânta este unică, pentru că Dumnezeu n-a mai făcut o astfel de chemare cuiva în felul acesta și promisiune atât de mare. Spune, te voi face un neam mare, vei fi o binecuvântare pentru toate neamurile, pentru toate popoarele. Și omul acesta, naiv, credincios, hotărât, își ia totul, își ia familia și pleacă. Spune, însă Domnul a știut că Avraam are să asculte, are să învețe copiii lui, are să investească în lucrul acesta. Însă Avraam ne dă lecția aceasta sau lecțiile acestea și popasurile care le face el sunt de efect în viața noastră a fiecăruia. Primul dintre ele spune la Sihem, în care se roagă și zidește un altar al relațiilor personale cu Dumnezeu. Dezvoltă relația aceasta cu Domnul în ce privește mersului, călătoria lui. Se oprește într-un alt loc la Betel și Betel înseamnă
cei din casa Domnului sau casa Domnului, și acolo omul acesta inițiază în familia lui rugăciunea cu cei din casa lui, considerată biserica. Dacă la Sihem era nevoia aceasta unui Dumnezeu care îi poartă poverile, la Betel era unitatea cu frații. Cât de important este lucrul acesta, spune într-un fel retoric Avram, să te poți închina cu cei din casa Domnului și când stai la masa Domnului. Însă omul acesta merge mai departe și se mai oprește la Hebron. Face o înțelegere cu Dumnezeu să meargă în numele Domnului. Acolo îi dă Dumnezeu încă o dată binecuvântarea chemării și investiția aceasta extraordinară. Locul în care Dumnezeu îl investește în misiune, în a pleca mai departe. Însă ar fi tare frumos dacă s-ar opri lucrurile aici. Dar mai este un loc în care Avram zidește un altar și este pe Moria. Atunci când pornește la drum, ia slugile, ia pregătirea, lemnele de foc, focul, îl ia pe fiul său și era momentul în care Isaac îl întreabă, tată, totul e pregătit, văd lemnele, văd focul, dar unde e jertfa? Răspunsul este, Domnul va purta de grijă. Dar mai este un moment în care se uită la slugi, spune, voi rămâneți aici, noi mergem să ne închinăm și vom veni înapoi. Acele n-au mai fost cuvintele lui Avram. Acele au fost cuvinte spuse de Duhul lui Dumnezeu prin Avram. Vom merge să ne închinăm și vom veni înapoi. Și a avut loc pe muntele Moria zidirea unui altar altfel decât au fost toate celelalte. Locul în care Avram a înțeles că Dumnezeu i-l-a dat pe Isaac și Dumnezeu l-a înviat din morți pe Isaac. Dar locul în care Dumnezeu s-a uitat la Avram și a spus, acum știu că mă iubești. Acum știu că ai să faci ce ți-am poruncit. Acum mi-ai dovedit lucrul acesta. Este o zi de cină în care poți să fii la Sihem, la Betel, la Hebron sau poți să fii la Moria. Unde alegi să fii? Haideți împreună să mergem la Golgota. Să auzim ce vorbește. Să-L vedem pe Domnul cum moare pentru noi. Cina Domnului nu este un moment de tristețe, pentru că dincolo de vestirea morții, noi vestim viața care urmează și care ne-a fost dată fiecare dintre noi. Haideți însă să mergem la Golgota împreună, să vedem ce vorbește Domnul. Amin. Veniți să ne ridicăm și haideți să ne pregătim pentru cină. Invit pe fratele Nelu Ghita și pe fratele Puiu Tripșa, pe fratele Vasile Barbu să vină dânși în față să ne ajute la împărțirea cinei. Haideți să cântăm împreună în pregătirea aceasta pentru cină, pentru masa Domnului.
căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Amin. Haideți să cerem binecuvântarea peste pâinea aceasta. Fratele Barbu, cu voce tare, ne conduce în rugăciune. Părintele nostru care ești în ceruri, sfânt ești, sfințească-se numele Tău, facă-se voia Ta în ceruri și pe pământ. Amin. Doamne, în această dimineață venim să-Ți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos, care a fost răpuns pentru păcatele noastre. Amin. A fost disprețuit. Amin. Pentru a plăti vina păcatelor noastre. Te rugăm, binecuvintează-ne la masa Ta. Amin. Și ajută-ne pe fiecare dintre noi să ne cercetăm pe noi înșine. Amin. Amin. Și să ne punem în rânduială să putem întinde mâna la masa Amin. Ta. Binecuvintează aceste azime care simbolizează trupul Domnului Iisus Hristos, care a fost chinuit, a fost batjocorit pentru vina păcatelor noastre. Doamne, Te rugăm, binecuvintează pe toți cei care vor lua în această dimineață și vor întinde mâna la masa Ta. Amin. Te rugăm pentru cei care privesc lucrarea aceasta. Te rugăm, binecuvintează-i cu cercetarea Duhului Sfânt. Amin, amin. Și ajută-i să se împace cu Tine. Mulțumim pentru speranța care ne-o dai prin cuvântul Tău, că odată vom lua cina la masa Ta împreună cu Avram, Isaac și Iacov. Amin. Împreună cu toți credincioșii Tăi în împărăția Ta. Amin. Doamne, până atunci, Te rugăm, ajută-ne pe fiecare în parte să trăim după cuvântul Tău, să fim lumini acolo unde locuim, unde trăim, și fi slăvit Tată, Fiule și Duhule Sfânt, că ne-a ascuns. Amin. Amin. Momentul răstignirii Domnului Iisus Hristos a fost unul cu totul diferit, în care oamenii, trecătorii, spune-și, băteau joc, unii nu înțelegeau, nici măcar Pilat n-a înțeles. Era de neînțeles. Nici măcar cerul întreg nu înțelegea lucrul acesta. Era de neînțeles. Era însă, în toată această experiență, promisiunea Tatălui,
făcută omenirii întregi, că va trimite un Mântuitor și El va fi Domnul Iisus Hristos, care spune cuvântul în Isaia, va mântui pe poporul său de păcatele sale. Era momentul în care cerul era reunit cu pământul la cruce. Prin crucea Lui suntem mântuiți. Slăviți să fie numele Lui. Luați, mâncați, a spus Domnul Iisus. Tot astfel după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Haideți să mulțumim. Fratele Nelughita și cu voce tare, mulțumim pentru sângele Domnului Iisus Hristos care ne-a mântuit și în care avem viața veșnică. Mulțumim Tatăl nostru care ești în cerul pentru ziua aceasta. Amin. Mulțumim că suntem în casa ta. Amin. Mulțumim că suntem la masa ta. Mulțumim că suntem împreună cu tine, Duhul Sfânt. Și Tatăl, mulțumim că suntem în fața Golgotei. Da, da. Imaginea care ne arată cât ai suferit tu pentru ca să faci lumină și să aduci gust lumea acestea prin ceea ce tu ai făcut și noi trebuie să te urmăm. Ajută-ne. Slăvim numele tău pentru că ți-ai dat sângele pentru noi, pentru iertarea păcatelor noastre și nu există o altă cale în care să putem să fim mântuiți, iertați decât prin sângele tău. Doamne, pentru cei care suntem în locul acesta și am avut probleme nerezolvate, chiar în momentele acestea te rog să faci să iertăm, să iubim, să comemorăm în pace, în liniște, moartea și învierea ta, salvarea noastră, mântuirea noastră. Slăvim numele tău pentru tot ce a fost, tot ce este și tot ce va mai fi. În numele Domnului Iisus, te rog, ascultă-mă. Amin. Amin. N-am putea să plătim cu prețul vieții noastre, răscumpărarea noastră, cu tot ce am avea n-am putea să plătim, însă a plătit El cu viața Lui, o viață fără păcat, fără greș, o viață care a fost trăită cum numai Domnul o putea trăi, o viață însă care ne-a dat nouă viață și în El, spune cuvântul, avem viața, slăvit să fie numele Lui. Domnul Iisus Hristos a spus, beți toți din El, acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, beți toți din El.
Haideți să încheiem timpul acesta mulțumindu-i Domnului pentru ce a făcut pentru noi. Fratele Puiu, cu voce tare, ne conduce în rugăciune de mulțumire. Doamne, venim înaintea Ta și îți mulțumim atât de mult pentru jertfa Ta minunată. Mulțumim, Doamne. Mulțumim atât de mult pentru că Te-ai coborât atât de jos încât ne-ai luat păcatele noastre și le-ai purtat la cruce, Doamne. Prin rânile Tale suntem curățiți, Doamne, și suntem vindecați. Mulțumim. Și la crucea Ta, Doamne, suntem spălați de păcate, Doamne. Te rugăm atât de mult să îngădui ca să creștem spiritual în așa fel încât să nu ne depărtăm de dragostea Ta. Ajută-ne, Doamne, Te rugăm. Rog atât de mult, lărgește locul la cruce și ține-ne acolo, Doamne. Amin. Că vrem să umblăm în lumea aceasta uitându-ne tot timpul la Tine. De aceea Te rugăm atât de mult să ne îndrepți ochii către cer. Amin. Învață-ne să umblăm călăuziți de Duhul Tău cel Sfânt. Te rugăm atât de mult să ne deschizi cuvântul Tău, ca El să fie o mană, o hrană spirituală pentru trupurile noastre. Doamne, venim înaintea Ta și ne considerăm nevrednici pentru acest lucru minunat care a avut parte, Doamne. Și dacă suntem vrednici numai prin jertfa Ta. Așa este, Doamne. Slavă Ție. Ne ducem aminte de cei care încă nu Te cunoști. Am dorit atât de mult ca și ei să ajungă în aceste momente. Amin. Când să-și dedice viața Ție, Doamne, să ajungă să Te cunoască în mod personal ca Domn și Stăpânitor. Te rog atât de mult să cercetezi biserica Ta. Te rugăm, Doamne. Cercetează-ne pe fiecare dintre noi, cercetează casele noastre. Fă curățenie, Doamne, în inimile noastre, Amin. Casele noastre, Amin. Biserica Ta, ca Tu, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt să locuiești din plinătate, Doamne. Da, Doamne. Te rog atât de mult când plecăm din casa aceasta, nu vrednicește-Te să vii cu noi, Doamne. Vrem Amin. Să Te urmăm, Doamne. Ajută-mi. Tu spui, Doamne, că ești lumina lumii. Cine Te urmează pe Tine nu va umbla în întuneric niciodată. Noi nu vrem să umblăm în întuneric. Ajută-ne, Doamne, acesta. Noi suntem chemați prin jertfa Ta, prin cunoașterea Ta, să fim copii ai luminii și nu putem fi decât dacă Te urmăm pe Tine, pentru că Tu ești lumina adevărată. Mulțumim atât de mult pentru aceste momente. Te rog atât de mult să ne pui în inima și mintea noastră să medităm adânc la jertfa Ta pentru noi. Amin. Și te rugăm atât de mult oriunde mergem să vorbim despre Tine, să fim niște martori ai lucrul acesta minunat care s-a întâmplat. Amin. Amin. Viața, în după că tot.
Săptămâna care ne stă înainte, ne rugăm pentru sora Hans, familia Jacob, fratele Peter, sora Lydia și copiii, Domnul să-i binecuvinteze. Luna aceasta însă avem și frați și surori care sărbătoresc. Unii sărbătoresc împlinirea exactă a câtorva ani, alții încă nu și alții care vor mai fi câteva zile. Dar în luna iulie avem fratele Raul Gârboni, Samuel Bulhac, Anastasia Nirean, James Morar, Diana Boicu, Tatiana Ostaș, Sorin Moldovan, Daniela Pavlov, Ben Bordea, Nicu Cociug, David Bordea. Și dacă sunt încă alții aici, Domnul să vă dea ani binecuvântați. Amin. Și să vă întărească în credința în El. Haideți să mulțumim Domnului pentru această zi. Doamne, mulțumim că ne-ai copleșit cu prezența Ta. Mulțumim pentru părtășia la masa Ta. Mulțumim pentru cercetarea cuvântului. Mulțumim pentru rugăciunile înălțate. Te rugăm să ne dai răspuns după voia Ta. Mulțumim pentru frați, pentru surori. Mulțumim pentru cei care ne-au vizitat. Pe toți deopotrivă, Doamne, te rugăm să ne binecuvintezi. Mă rog să-i însoțești pe cei care sunt în călătorie. Să dai har fratelui Liviu în slujire acolo unde este. Să binecuvintezi tinerii care sunt în camp și lucrătorii de acolo. Și, Doamne, pe toți deopotrivă, ajută-ne să lucrăm cu râvnă pentru împărăția Ta și pentru că se apropie ziua în care Te vom vedea față în față. Ajută-ne, Doamne, în ziua aceea să nu ne fie rușine de viața pe care am trăit-o. Să nu fie niciun regret și doar să fie o binecuvântare atunci când vom auzi glasul. Veniți binecuvântații Tatălui de moșniți împărăția. Mulțumim că ne-ai pregătit-o și împărăția aceasta Te-a costat viața pe Tine. Slăvit să fii în vecii vecilor. Dorim ca harul Tău să fie cu noi pe mai departe. Bucuria să ne umple inimile și trăirea, Doamne, în prezența Ta să fie o pasiune pentru fiecare dintre noi, în așa fel încât să fim sfinți și mai sfinți în fiecare zi. Amin. Amin. Pentru cei care ne-ați vizitat și care ne-ați urmărit, salutul bisericii noastre se găsește în Efeseni, capitolul 4, de la versetul 1. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Amin. Fiți binecuvântați la casele dumneavoastră. Nu uitați, miercuri seara la ora 7 pe Skype ne întâlnim și continuăm studiul nostru. Până atunci, Domnul să vă binecuvinteze.